Cel mai adesea ajung în centrele de îngrijire bătrânii care nu mai au familie, ori ai căror copii sunt plecați la muncă în străinătate. Ajung aici numai dacă au un grad de handicap și îi permit să plătească 605 lei lunar. În schimb, beneficiază de masă, cazare, îngrijire medicală și tratament. Contribuția este de 605 lei pentru fiecare beneficiar în parte. Și ce am? De ce am mai beneficiat de acolo, în centru? Beneficiază de toate condițiile de îngrijire, cazare, masă, tratament, recuperare, în funcție de afecțiunea fiecărei persoane în parte. Dacă până acum se forma și o listă de așteptare ca să ajungă în centre, în prezent nu există nici listă de așteptare și sunt și două locuri vacante la Dobrița după ce doi dintre actualii beneficiari au decedat. Locuri libere mai avem decât două locuri libere în cadrul complexului de îngrijire și asistență Dobrița. Și, practic, ce condiții ar trebui să îndeplinească? Condiția de bază pentru a putea să îi primim în aceste complexuri este ca fiecare persoană să dețină certificat de încadrare în grad de handicap. În prezent, cele două complexe de servicii și îngrijire de la Suseni și Dobrița adăpostesc 360 de beneficiari.